Astăzi, la Șahul de Poveste, vorbim despre Dacian Pribeanu, cel mai cunoscut șahist cu deficiență de vedere din România, cu rezultate la nivel internațional. Recent s-au încheiat Jocurile Mondiale ale Nevăzătorilor, organizate de IPSA, Federația Internațională a Sportului pentru Nevăzători. Întrecerile au avut loc în Birmingham, Marea Britanie, între 18 și 27 august, iar șahistul român Dacian Pribeanu a strălucit în această competiție, câștigând locul întâi și medalia de aur. Din delegația României la șah au mai făcut parte Morariu Ionel, Bursuc Mihai și Lăpădatu Sorin. Dacian Pribeanu, în vârstă de 45 de ani, este multiplu campion național la șah pentru nevăzători și singurul român care a obținut titlul de maestru FIDE. Chiar dacă nu era cel mai bine cotat participant în competiția recent încheiată la Birmingham, în Marea Britanie, fiind al treilea pe lista șahiștilor prezenți la Jocurile Mondiale ale Nevăzătorilor, Dacian Pribeanu a reușit să cucerească medalia de aur la proba individuală. De asemenea, a contribuit la câștigarea medaliei de argint la competiția pe echipe, alături de Morariu Ionel. Dacian Pribeanu provine din Lupeni, județul Hunedoara, și a dezvoltat pasiunea pentru șah încă de la o vârstă fragedă, sub îndrumarea tatălui său. Prin realizările sale, Dacian Pribeanu inspiră și aduce speranță persoanelor cu dizabilități, arătând că limitările nu trebuie să fie obstacole în calea succesului. Mă bucur enorm că am reușit să obțin o medalie de aur la Jocurile Mondiale pentru sportivii cu deficiențe vizuale. Vreau să vă spun că acolo erau peste 1700 de sportivi prezenți la diverse competiții și cred că o medalie de aur la un asemenea concurs echivalează cu titlul de campion mondial. Deci, sunt onorat să obțin această poziție acum, cumva spre sfârșit de carieră. La această ediție a Jocurilor Mondiale ale Nevăzătorilor, șahul a fost una dintre cele 7 discipline sportive, alături de fotbal, goalball, judo, powerlifting, ten-pin bowling și showdown. Jocurile Mondiale IPSA reprezintă un eveniment de amploare internațională pentru sportivii cu deficiențe de vedere, organizat de International Blind Sports Federation, care aduce împreună, o dată la 4 ani, aproximativ 1000 de participanți din peste 70 de țări.